dimineața. Bine ați venit la ședința de îndată, motivată de hotărârea numărul 1362 din 9 noiembrie 2022, și o să mă fac explicit la punctele de ordine de zi. Bună dimineața, doamna secretar, bună dimineața, doamna director la școlii Constantin Popovici din Buhoci. Bună dimineața, domnul consilier. Doamna secretar, vă rog frumos să procedați la bun mers al ședinței. Bună dimineața și bine ne-am regăsit la o nouă ședință a Consiliului Local. Vă mulțumesc că ați dat post invitații de îndată. Avem aici, așa cum a zis domnul primar și pe doamna director, care o să ne prezinte mai detaliat ceea ce a hotărât în cadrul ședinței Consiliului de Administrație. O să apel că suntem de punte condiții legale pentru desfășurarea ședinței și declarăm ședința deschisă. Domnule președinte, vă rog. Da, mulțumesc. Bună dimineața, domnule primar. Bună dimineața, bună dimineața, stimați colegi. Suntem la această ședință de îndată, în urma convocării pe care bănesc că fiecare dumneavoastră a primit invitația. Și avem două puncte pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2022, inițiat Floriștor Cristian, primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării programului pentru pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii de la Școala Gimnazială Constantin Popovici, Comuna Vârletul Bacău, inițiatorul proiectului primar Ștor Cristian. Deci sunt două puncte pe ordine de zi, să spun spre aprobarea acest punct. Cine este pentru? Adrian. Împotrive. Domnul Goraie. Abține domnul Goraie. Pentru. Mulțumim frumos, domnul Goraie, domnul consilier. Având în vedere că s-a aprobat ordinea de zi, trecem la primul punct. Domnul primar, aveți cuvânt. Da, așa cum mai toate din dumneavoastră știți, în vară s-a dat drumul la o finanțare prin ordonanța de urgență a guvernului numărul 105 din 30.06.2022 privind aprobarea continuării programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii din 450 de unități din învățământul de stat. Am făcut și noi demersurile, am stat aproape și la final ne-am găsit în hotărârea numărul 1362 din 9 noiembrie 2022, cu o sumă de 106.000 lei, asta înseamnă 1.060.000 de ani sau în jurul ăsta, pentru luna decembrie. După care trebuie să procedăm la celălalt paș. Rectificarea de buget, introducerea sumei în buget. Școala prin Consiliul de Administrație au stabilit criteriile care stau la baza implementării acestui program pilot. Și continuăm. Sper să fie un plus pentru toți copiii din comun. Nu există diferențe pentru preșcolari, pentru școlari. Deci toți copiii vor beneficia de acest serviciu masă caldă, care poate fi implementat pe mai multe forme. Dar o să vină și doamna director și o să ne explice și cum au stabilit în Consiliul de Administrație ca și proceduri. Dar haideți să trecem din nou la proiectul de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului. Avem două sume. Și a spus. Da. Probleme cu telefonul. Nu avem semnat. Avem prima fază 160.600.000. Pe la guvern, da, și 106 pentru programul
pilot. În rectificare avem prinsă și suma care am stabilit de comun acord pentru Biserica Ortodoxă, diferența de 200, la solicitarea părintelui din primăvară până la urmă, pentru mamânta adresa aia achiziționată. Și marmura, scuzați. Și a mai venit părintele de la Biserica Catolică din Ghir cu solicitarea pentru suma de 100 de milioane. Vorbesc în banii vechi acordați pentru Biserica Catolică din Ghir. Dumnealui și-a făcut un calcul pentru ce a solicitat instalații sanitare și tot ce trebuie pentru oratorul. Nu se încadrează cu banii ăștia și ca să nu-i rămână cu ei să pierdă. A solicitat repararea clopotelor de la biserica din Boci, fiind necesar acolo. Sistemului care bate clopotele. Știu că am chiar la reparat de două ori, e bază. L-am fixat eu anul trecut, da, înainte de... Trebuie un specialist. Nu mă, l-am fixat, dar nu avea cum să deschimb. E un specialist în lume. Lăsați la colegi. Azi trebuie. Ce ai care repară clopotele? Haideți să trecem la primul punct, pe ordine de zi, dacă sunt discuții, atunci să punem spre aprobare, primul punct, cine este pentru, împotriva, abține, nu? Trecem la punct. Domnul Golaie întreabă. Domnul consilier Golaie. Pentru domnul președinte. Mulțumim. Trecem punctul 2, domnul primar, aveți cuvântul. Da, și aici, cum v-am spus, avem normele de aplicare acestui program. Doamna director, vă rog frumos, dacă puteți să ne explicați sau să ne transmiteți ceea ce s-a discutat în Consiliul de Administrație. Pentru aceste hotărâri pe care le-am luat în Consiliul de Administrație a școlii, am avut ca temei legale ordonanța de urgent 105/30/6/2022, hotărârea de guvern 1152 din 16 septembrie 2022 și hotărârea de guvern 1362/9/11/2022, în care școala Constantin Popovici Bucoci se regăsește pe această listă de 10 școli din județul Bacău pentru continuarea acestui program pilot de acordare a unui suport alimentar. Suport alimentar, conform normelor metodologice, poate fi de 3 tipuri. În urma discuțiilor cu cadrele didactice și cu colegii din Consiliul de Administrație, am stabilit masa caldă în regim de catering, adică doar felul 2, adus la școală pentru fiecare copil. În momentul actual, pe toată comuna, sunt 360 de copii preșcolari și elevi. Sunt 154 la Buhoci și 206 la Bijghir. Sunt câte un singur rând de clase pe fiecare nivel. Având în vedere că au la bază și zi de zi primesc laptele și cornul și un fruct, am optat pentru această masă caldă de regim de catering. Costul este de 15 lei a acestei mese calde, în care sunt incluse și transportul și ambalajul și trebuie să vă încadrați probabil în acest preț rezonabil. Avem variante de masă, sunt în normele metodologice. Firma care va distribui și va oferi această masă, cu siguranță se va încadra, mă gândesc. Distribuția acestui tip de suport alimentar se va face pe clase, grupe și va fi realizată de către educatori, învățători, dirigenți și cadre didactice, cu respectarea normelor igienico-sanitare conform legislației. Am discutat, fiecare cadre didactic este de acord să participe voluntar la această distribuție. Programul pentru servirea mesei pentru preșcolari în jurul orei 9 și până în jurul orei 11, deci acesta va fi programul 9-11. Am stabilit o pauză de mare de 20 de minute pentru servirea acestui tip de suport alimentar. Tot în urma discuțiilor cu doamnele educatoare, la ora 9 lor este foame celor mici. Iar într-adevăr, după ora 10, în jur de ora 10, și cei mari încep să mănânce, să vină să-și cumpere sau să-și mănânce pachetul de acasă. Timpul destinat, 20 de minute. Cu siguranță ne vom adapta în funcție de orar și cum se va derula acest proiect.
începând din decembrie. Responsabilul cu distribuirea acestui tip de sport alimentar vor fi educatorii, învățătorii și candidații de la clasă. Am făcut un catalog de prezență în fiecare zi. Dacă elevul este prezent cel puțin o oră în ziua respectivă, va primi pachetul. Părinții vor anunța din timp dacă elevul, copilul, lipsește în ziua respectivă, noi până în ora 9 sau până în 8:30 să putem da prezența firmei de distribuție să ne aducă numărul de pachete în minus. Da. Prezența elevilor va fi monitorizată sub forma unui catalog de prezență în care vor fi înregistrate prezențele sau absențele. Părinții vor fi informați spre anunța până în ora 8 dacă elevul va lipsi în ziua respectivă. Astfel, prezența va fi comunicată furnizorului în timp util la aproximativ ora 8:30. Am desemnat coordonator pentru școala Buhoci pe doamna învățătoare, doamna profesor pentru învățământ primar Mucan Ioana și pentru școala gimnazială Bijghir, profesor pentru învățământ primar, doamna tot învățătoare Băieciu Maria Cristina. Nu au voie să distribuie, conform normelor metodologice, îngrijitorii și muncitorii de întreținere. Deci, vom participa cu toții la această distribuție și ne vom implica fără să fim plătiți și vom anexa, probabil, la fișa postului și acest punct pentru derularea programului. Acestea au fost hotărârile luate în Consiliul de Administrație. Da, discuții. Avem copii cu regim alimentar? Deocamdată nu. Da, părinților le-a fost înmânat câte o declarație pe proprie răspundere în care vor scrie dacă elevul suferă de o alergie la un anumit aliment sau substanță, dacă sunt bolnavi, dacă au anumite boli sau dacă aparțin unui cult care interzice consumul de anumite alimente. Până mâine noi adunăm aceste declarații de la părinți, deocamdată nu avem. Iar chiar au pus problema dacă este post, ce se întâmplă în ziua respectivă, își va lua copilul pachetelul acasă și îl va mânca a doua zi. Este alegerea familiei, alegerea copilului, dacă în ziua respectivă mănâncă sau nu acel pachet. Da. Deocamdată încă n-avem copii bolnăviori și cu alergii. Și ei au spus. Ei am întrebat. Eu sunt profesor de biologie și știu despre ce e vorba și înțeleg dacă sunt probleme. Da. Ați explicat că sunt trei tipuri de... Ați explicat că sunt trei tipuri de... Ați explicat care sunt, ca să știm în mare... Imediat răspund, da. Variantele. Masă caldă preparată în regim propriu pentru elevii în unitățile de învățământ în care există cantină. Nu există, la noi, este cazul nostru. Da. Masă caldă în regim de catering. Hrana poate fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat în acest scop. La grădiniță avem sală, avem sală la grădiniță și la Bucoci și la Bijghir există sală specială. Copiii pot, sub supravegherea doamnelor educatoare, să meargă în acea sală. Iar pentru cei mari, în sala de clasă. Și punctul C, a treia variantă, pachet alimentar în situația în care nu există posibilitatea asigurării masei calde preparate în regim propriu sau în regim de catering. Pachetul alimentar, ce conține pachetul alimentar? Produse de panificație din făină integrală, pâine feliată, baton sau 80 de grame. Produse din carne și sau brânzeturi derivate din lapte. Și legume roșii și castraveți, salată sau alte produse similare, la aceasta se va adăuga un fruct. În fiecare zi mănâncă pâine și lapte. Ne-am gândit cum felul doi călcuți ar fi deosebit și în multe familii chiar ar fi binevenit. Da. Acestea au fost variante. Dar nu li se scoate lapte. Nu, acela este program național, conform legii, fiecare copil are drept. Da, nu, suplimente. O să fie diversificat. Da, asta dorim ca să avem și variante. Da, avem și variante. Da, asta ca să variante. Cu siguranță vor fi discuții sau... Nu este în regim de restaurant, prea... Asta e, variante alimentative, fără ciorbe și supe, am stabilit, fără ciorbe și supe,
Legume cu piept de pui la grătar, mâncare de mazăre cu piept de pui, pilaf cu legume și cu cheței de pui, piure de morcov, piure de cartofi cu piept de curcan, mâncare de varză, aici am cred, ghiveci cu legume cu pui, orez cu legume și pui la tavă, sufleu de brocoli cu brânză, omletă cu legume, sufleu de conopidă, dovlegel umplut, macarone cu brânză, aici la sandvișuri era pentru pachetul alimentar, dovlegel umplut, deci au da, de bineînțeles că firma da, va consulta și va da, studia și va propune, sau propune. Acum să vedem cine se va exact. Scrie, că sunt agenți economici care sunt cadrează regulilor lor sau nu. Exact. Sau vor fi destui. La 15 milioane. La cantitatea. În primul rând, nu, avem corp. Nu avem lecții de corp acum. Avem cei de Consiliu. Vă rog frumos, domnul Consiliu. Da, mulțumesc frumos. Mi-a anticipat, doamna director, întrebarea. Eu înțelesesem la început că știm că e vorba de o masă caldă. Primul meniu nu prea era cald, sincer. Dar ulterior a menționat că are și alte opțiuni, printre care și meniurile alea, ultimele menționate din ei. M-a interesat foarte tare, în afară de, la nivel de logistică și de igienă. Stați bine la școală, acolo, aveți o sală de clasă, igienic vorbind. Sunt condițiile minim necesare sunt pentru sunt condiții minim necesare, noi avem toate soluțiile și se respectă, bineînțeles. Și noi, profesori, că noi suntem implicați, deci consumabile. Avem consumabile, mai avem bani pentru achiziții, avem toate substanțele, hârtie, mănuși. M-am gândit să cumpăr niște halate. Da. Dar nu știu, vom vedea, să vedem ce, să fim, dar asta însemna să stăm și noi cu halat. 20 de minute, atât. Acesta este timpul alocat pentru servirea mesei, exact. Dar va mai dura cu siguranță distribuție și până preluăm fiecare pentru clasa respectivă. Până se intre la oraș. Da. Da, avem, da, și seria da. Se respectă. Pentru da. Cei mici, sală separată. Pentru cei mari, în sala de clasă. La Bișghiri sunt două săli libere, dar asta înseamnă că trebuie să-i muți trebuie timpul, da, câte o sală să stai după ei, următoarea, e cam grăbim. Așa, în sala de clasă da. Și învățăm da. să păstreze și să servească da. Corespunzător da. Și poate să învețe să folosească și, într-adevăr, să se descurce când vor ajunge mai mari să dau restaurant da. Sau mai departe. Un alt da. Punct de interes. Ați menționat mai devreme că metodologia pe care ați aprobat-o în Consiliul de Administrație al Școlii, un punct din metodologie era ca numărul de pachete să fie în funcție de prezență. Exact. Ori bănuiala mea este, fără să fie vreo intenție din partea dumneavoastră, nu discriminăm puțin copiii, cel, în mod normal, guvernul asigură tuturor copiilor care sunt înscriși la cursuri pachetul acesta, masa aceasta caldă pe zi. Dacă dintr-un motiv anume, un copil, 2, 3, 5, dumneavoastră știți mai bine, nu poate veni la școală, din ce am înțeles la noastră, este privat de pachetul, de masa aceea caldă. Ori în condițiile actuale, cunoaștem cu toții că o masă caldă pentru unii copii poate este singura masă pe zi. Și dacă am înțeles bine, dumneavoastră îi privați pe aceștia de... Da, avem o metodologie. Avem o metodologie. Dacă absența este dovedită și motivată, părintele sau reprezentant legal poate veni să ia pachetul. Cel puțin, deci trebuie să fie prezent cel puțin o oră sau din motive de sănătate sau eu știu alte probleme, va lipsi, pachetul va ajunge la acel copil. Începând unui alt coleg sau... Da. Deci, dacă absența este motivată, pentru scutire medicală sau telefon și cerere de la părinte. Da. Un alt punct și acum cu scuzele, cu bucurie pot să spun așa, profit puțin de prezența noastră aici, și aș dori să fac o propunere pentru un proiect ulterior pe care împreună să-l și edităm, să-l și punem în aplicare. Avem exemple de bune practici în alte unități administrativ-teritoriale care prin PNRR au reușit finanțări pentru dotarea unor spații care să devină ulterior bucătării pentru gătirea în interiorul instituției a unor mese calde, a unor alte feluri de mâncare și
și chiar a fost trimis cu bine și de către părinți și de către copii. Eliminăm așadar, printr-un proiect de genul ăsta, transportul și, și aducem un plus de igienă produsului și de prospețime. Nu cred că este o sumă foarte mare, dacă iau un calcul și v-aș ruga să-mi mai spuneți o dată cât sunt la Bijghir copii, că... 200. La Bijghir 206. 206. Deci vorbim de 360 de copii 30. În toată comuna, deci s-ar justifica construcția și dotarea, nu construcția, dotarea, că bănuiesc că o sală care se poate fi transformată într-o cantină care să deservească toți cei 360 de copii, ar fi foarte benefică și pentru noi ca comunitate, am putea controla și procesul de gândire cumva, adică prin acest, noi avem reprezentanți în Consiliul de Administrație, nu? Și atunci ne putem implica pentru a ne asigura copiii noștri ai cetățenilor din Comuna Bolș să primească servicii comensurabile cu alte instituții, pregătindu-le această secantă aici, la noi. Deci, vă propun să inițiem un astfel de proiect, să-l edităm și dacă îl inițiem bine, să-l și punem în aplicare. Domnule primar. Da. Dacă dumneavoastră sunteți în cunoștință de cauză și ar trebui să știți, școala Structura Buhoci, școala gimnazial Constantin Popovici este prins în programul de finanțare prin port, reabilitare, dotare și modernizare. Având în vedere că numărul de copii este în scădere. În scădere. Populația școlară da. Este încă scădere. O să rămână spațiu suficient pentru a cumva contura și o sală de mesă prin proiectul de reabilitare. Bineînțeles, cu proceduri, cu dispoziții de șantier și cu tot ceea ce ține de acest aspect. Pentru școala structura Bijghir, avem și acolo depus un dosar prin CNI și ne-am regăsit pe lista sinteză pentru analiză. N-au venit clarificări. Și acolo, aceeași situație, avem spațiu suficient pentru a transforma o clasă 2 pentru... Eu nu la sala de mese mă refeream ca fiind obiectul principal al viitorului proiect de hotărâre. Avem spațiu suficient și putem în același spațiu pentru a nu lăsa copiii să piață din incinta școlii să ajungă la un cămin anume, că în spațiul școlii, sincer, nu mai avem unde construi altă locație. Deci în aceeași locație am gândit-o, e de viitor, acum suntem pe pașii de a obține celelalte avize de la ANAP sau așa cum se... Bun, deci înțeleg că există în viitoarea finanțare și un proiect care să sune la cantină? Sala de mese, am înțeles, se poate rezolva foarte simplu, amenajând un spațiu rămas liber. Da, sau... e ușor de spus să... Dar vorbeam despre cantină, unde să se pregătească la propriu mâncare, această masă asta caldă, finanțată de la guvern. Nu știu dacă ne încadrăm pe proceduri, dumneavoastră păi, vedeți foarte bine. Am zis că sunt și alte surse de finanțare, lucrăm împreună, nu-ți dorea dumneavoastră să lucrăm și împreună, eu n-am nimic împotrivă. Dacă aveți linii de finanțare... Păi nu am, Claudiu Iftime nu are linii de finanțare. Păi dar dumneavoastră a spus că există pe PNRR, mai am consultat prin PNRR și tot ceea ce... E clar, domnule primar, era vorba de o idee și deja o atacați. Dar nu, dar dumneavoastră a spus că prin PNRR sunt linii de finanțare. Prin PNRR sau alte surse de finanțare. Dacă dumneavoastră ați depistat-o, vă rog frumos spuneți. Depășim ordinea de zi, intrăm într-un asumit. Nu, ordinea de zi este cu totul și cu toată. Doamna director ne-a prezentat cum se vor organiza și foarte corect și foarte concis și foarte la subiect cum se vor organiza această activitate. Propunerea dumneavoastră poate fi
înserat într-un proiect de hotărâre pe care să-l depuneți în Consiliu, să ne analizăm într-o altă ședință. Acum haideți să finalizăm subiectul așa cum l-a prezentat doamna. Eu zic că așa cum a luat hotărâri Consiliul de Administrație al școlii, cred eu, care nu sunt un specialist, că cuprinde cam absolut toate măsurile și din punct de vedere logistic și din punct de vedere a respectării condițiilor de igienă. Am făcut cu toții școală, eu am învățat în școala asta 8 ani de zile, mâncam în clasă fără probleme și nu s-a îmbolnăvit, eram mai sănătoși ca alții care îi respectau. Așa. Și corect. Haide să votăm punctul ăsta, că altfel discutăm steril mult în continuare. Cine este pentru? Așa este, o discuție sterilă. Domnul consilier Bulaie. Cum votezi, Adrian? O singură mențiune, deci votul meu este pentru domnul președinte. În schimb, aș vrea să felicit pe doamna director și cadrele didactice pentru implicare, pe de o parte, și să felicit colegii noștri care au reușit să aducă inițiativa, această inițiativă în Parlament și să fie aprobată. Mulțumim! Mulțumim, domnul Gainu. Eu n-am înțeles, votul era pentru mine. Pentru, nu pentru dumneavoastră. Pentru proiect, nu pentru mine. Pentru dumneavoastră, mai peste vreo câteva zile. Am înțeles, nu eram surprins acum. Peste vreo câteva zile, așa votăm și pentru dumneavoastră, dacă o fi cald. Acum e bine pentru... Dar după demisie. Dacă se poate, aș mai vrea să vă mai anunț că școala mai este într-un proiect prin POP-ul, cu un buget de, prin POP-ul este AXA șanse, educație, da? Noi împreună învățăm să învățăm, educație outdoor, deci educație non-formală. Proiectul este bugetat prin fonduri europene pe 1.666.924.000 de lei. Proiectul suntem împreună cu Școala Colonești. Iar începând, cred că, de ianuarie, vom derula activități în afara curriculumului trunchiului comun, deci împreună vom face cu copiii, începând de la ciclul primar și gimnazial, activități sub diferite forme. În acest proiect va fi dotată câte o sală de clasă cu materiale pentru joacă, materiale sportive, materiale audio-video pentru fiecare școală în parte. Vor fi implicați aproape 20 de cadre didactice și aproximativ 100 de copii. Proiectul este realizat împreună cu o firmă de la Iași și avem în vedere și prin acest proiect reducerea abandonului școlar și sprijinirea accesului la educație. Felicitări. Sub diferite și forme. Succes. Mulțumesc! Ce pot să completez și de este extraordinar ce ați spus dumneavoastră, nu doar o cantină, un centru pentru copii și tineret în această comună, în care să fie diversificat și educație, și bibliotecă, și un centru cultural multifuncțional, exact. Să fie sănătoși și împreună putem să realizăm. Exact. Sunt foști elevi, sunt persoane din ce știu eu am o vechime de 15 ani aici în comună, profesor, care ne pot ajuta și voluntariat și specialiști și împreună putem să facem ceva pentru copiii comunității. Să derulăm întâi programele acestea și pe parcurs cu siguranță vom găsi și un centru de genul acesta, că sunt într-adevăr probleme, cum ați zis. Îl cunoașteți, sau unii dintre noi, îl cunoaștem pe domnul Dămoc, Ioachim. Este un domn profesor de muzică și de dansuri populare care colaborează cu mai multe unități administrative și cu instituții de învățământ. Ca să sintetizez puțin acțiunile dumnealui, vine, face un contract pe 2 ore, 3 ore, 4 ore, aici dumneavoastră cunoașteți mai bine care e metodologia, cu o școală. Atrage copiii într-un grup folcloric de dansuri, de muzică și așa mai departe și îl promovează la nivel național și internațional. A făcut chestii de genul ăsta, astfel de proiecte au fost făcute și la Parincea, dacă nu mă cer, și chiar și la Colonești și în alte UAT-uri vecine cu noi și chiar urmărindu-i și pe TV și au participat și la alte evenimente, au atras foarte mulți copii.
și cu care au făcut ansambluri de astea artistice, de dansuri, de muzică populară, de muzică ușoară chiar, și mă gândeam dacă îl cunoaște sau dacă a venit să vă abordeze ca instituție. Noi am avut cu anii în urmă, am avut și am avut și proiecte cu Azi Sa de Sărbătoare și pe păstrarea tradițiilor și folclor. Am avut Stejerei, grupul Stejerei de la Biștire, într-adevăr. Dar mai vrem să facem și carte și știință, nu doar administrație. Asta este ideea mea și să ne cunoaștem impactul. Copiii provin din medii diferite și, într-adevăr, cu mari lipsuri în familie și au nevoie de o educație de bază până să învățăm noi și limbi străine și matematică și mai știu ce. Știință și aici lucrăm foarte mult și avem foarte multe greutăți. Să sperăm că încet, încet o să reușim să îi captăm, care mai rămâne în școală, când mulți pleacă și puțin se întorc. Da. Noi trebuie să facem front comun și să ceea ce gândim și să ținem la copii și să îi atragem spre școală. Sunt profesori cu 99% sunt titulari. Aprele didactice au 15 ani vechime. Credeți-mă, se muncește mult mai mult decât la oraș cu ei. Iar educația, deci în afară de știință, ce predăm noi, îi învățăm de la foarte multe lucruri. Și, sincer, că tot ne-am gândit și când m-am găsit aici și să vorbesc, n-am avut altă ocazie, la ședință cu părinții din puțin. La clasa 8 erau 4 părinți și 5 profesori. Da. Avem consilier școlar, este psiholog, este o doamnă extraordinară și la Biștiri și la Buhoci. Discută cu copiii, discută cu părinții. Deschiderea aș vrea să o avem și din partea părinților, nu numai din partea cadrului didactice, că noi suntem deschiși și tratăm ca și copiii noștri. Tot, Doamne, să mergem înainte și să nu avem piedici și comentarii vor fi. Peste tot, așa se întâmplă. Dar dacă facem front comun și susținem că fără educație nu avem niciun viitor, așa că să sperăm. Și să aibă modele, totuși, în mediul în care stau. Gândiți-vă că la noi și stau 8 ore, din 24, mediul în care stau. Deci aici e marea problemă. Mediul în care stau are influență mult mai mare. Mulțumesc frumos! Ca să încheiem subiectul, dacă îmi permite, domnul primar. Aș avea o rugăminte către doamna secretar general. Eu salut ideea asta, doamnei director. Nu e nouă pentru noi, dar e bine că a venit și din partea dumneaei, aceea de construirea unui spațiu cultural multifuncțional, care să deservească toată comunitatea buhoceană. Spațiul există, haideți să reluăm acest proiect. Doamna secretar, vreau să menționați în procesul verbal propunerea doamnei director. Clădiri sunt, știu că sunt. Sunt și clădiri, sunt și spații libere, avem unde să construim. Ar fi ceva care ar ridica comuna din punct de vedere cultural, artistic și nu numai. Da, aș veni eu în completare cu ceea ce spunea domnul consilier Ictimi referitor la activitatea de folclor cu N persoane. Vreau să vă aduc sau să vă prospătez memoria că în timpul trecut școala chiar a fost implicată școala Buhoci, a fost implicată în trei etape de acest gen și care au cumplit și proiecte intrajudețene, da, pe folclor. Nu a fost ușor. Noi, ca și primărie, am fost parteneri în proiect și vreau să vă spun, chiar avem specialiști noi care se pot ocupa, nu trebuie să aducem alți specialiști. Dacă sunt foarte bine, cum spunea doamna director, chiar autentic, de ai zonii și... Dumneavoastră nu puteți spune, dar o spun eu, domnule primar, aveți soția noastră care chiar se pricepe la lucrul ăsta. Dacă mă lăsați. Pentru că vreau să vă ajut, nu vă făcea niciun rău. Am zis că avem specialiști, să-i folosim. S-a stopat pe perioada pandemiei și a rămas cumva acolo. Referitor la specialiști, noi am mai avut experiență la începutul începutului,
cu alt special, nu vreau să dau un nume, care a fost așa de binevoitori la început, au atras copii, după care au început și costurile pe drept de autor, pe tot felul de... Se identice sus. Da, și nu e tocmai ok. Dar având noi specialiști, ne putem implica când o să deblocheze situația, că ce înseamnă aceste etape? Înseamnă să colaborez cu alte, alte școli, alte ansambluri folclorice și să fie și dispus, că altfel de unul singur te prinzi un proiect. Dar deci avem, acum, din câte știu, terminat. Avem, durată, iar mă refer, nu puteți spune că sunt intrați într-un conflict de interes și nu e cazul, dar ce e corect trebuie să fie corect. Din câte știu, eu sper să soția dumneavoastră, doamna Iștoc, profesor la Bișghir, nu? Da. S-a ocupat, sau a fost cea care a organizat și coordonat grupul stejăriei din Bișghir. Și fără costuri. Bine, asta nu ajungem acolo, acum vorbim de o, local. De o posibilitate, de o opțiune. Dacă dumneai știm că se pricepe, eu am văzut și eu rezultatele, sunt lăudabile. De ce nu reluăm procedura? Da. Copiii talentați trebuie ajutați. Cât de puțin putem, dar ajutați puțin să crească. Ieri am văzut la... Am văzut asta să fie viguroși, sănătoși. Da. Da. Încă recuperăm ceea ce au pierdut în 2 ani de pandemie în învățământ online. Deci eram... foarte greu și-au revenit, foarte greu recuperăm noțiunile, vă trebuie să revenim, mai avem și un centru de, probabil da. Știți, la Bișghir, este un domn profesor antrenor de lupte, care a dus copiii și i-a selecționat și încă face cu ei antrenamente. Locul 2, da. O fată de la Bergil, dar este locul 2. Da, deci avem și activități sportive. Deci cine vine cu propune și cu se poate, noi suntem deschiși. Foarte bine, deci am da. Dacă totuși ați venit aici la Consiliul General, adică să discutăm un pic despre situația cu lemnele de acolo, de la școală, da, să intrăm, să ajutăm un pic, să punem mână de la mână cumva și să le putem pune la locul lor, că plouă, ninge și nu e bine. Nu e bine deloc. Am colaborat și colaborăm în acest sens, dar nu se pot muta lemnele toate într-o zi, că trebuie să trebuie secționate. Eu aștept și niște părinți, sincer. Aștept niște părinți, sigur, că puține au serviciu cu program, că restul sunt acasă. Puteți să-i păi, mai sunt și dar nimeni așa... Acasă, care ar trebui să facă și alte chestii. Să știți să facă. Și misiunea mea în școală nu e numai să stau să verific și să stau după... Să stau pas. Aveți ore de făcut, găsim o posibilitate să dărâmăm. Nu, dar ajutor am primit, au venit, într-adevăr, ne-au ajutat, dar nu se vede foarte urât când mergem la biserică și la cimitir, se duc acolo în curtea școlii, fostul WC-ul, eram în WC-ul. Este urât, dar găsim o modalitate să-l stricăm și să organizăm vorba domnului consilier. Un magazin deasupra, ceva, orice ar fi, că arată foarte urât și bănuiesc că este și un focar din infecție acolo, că știm cu toții care trăim în Buhoci, ca domnul, cum ar trece domnul Munteanu, că acolo era... Da, dar treceți acum să vedeți că de o lună de zile, cel puțin o lună de zile, am primit ajutor și într-adevăr s-au tăiat, s-au spart, s-au depozitat, exact, au venit și ne-au ajutat. La început erau niște trunchiuri de copac destul din anii trecuți, foarte greu accesibil, foarte greu de tăiat și de crăpat. Și muncitorul nostru are o jumătate de mână. O beroagă moarte, nu? Da. Da, dar poate veni consilierii la Bucoci. Oricine, nu e oricine, domnul ne-a ajutat cu transportul pentru rezerva de apă, am achiziționat 3 cuburi de pentru rezerva de apă, a faptul că puțurile sunt la mică adâncime. Nu mai există apă în acele ca peste tot și încercăm să găsim o soluție, avem rezervă, ne ajută și domnii de la ISU și ne aprovizionează cu apă. Asta este. Eu sper că am mișcat câte ceva din ianuarie până acum.
Sistemul de apă, sunt vechi bune, sistemul de apă. Da, dar nu mi-aș dori ca școala să aibă puți propriu și alimentare proprie, că va veni proiectul de reabilitare, vor avea nevoie de apă până se declanșează și se racordează la rețeaua de apă, sunt mai multe. Doamna director, după cum ați constatat, sunteți la prima ședință al unui consiliu. Sunteți venitor. După cum ați observat, există un interes din partea consilierilor Comunei Buhoci pentru învățământ și pentru copiii noștri din comună. Și în continuare vă spun că aveți tot sprijinul nostru, atât a executivului. Pentru mine rămâne în continuare o surpriză și o surpriză complex plăcută. Sau când va începe reabilitarea școlii? O surpriză plăcută că în programul ăsta pilot din 92 de comuni cât are sau ATO cât are județul Bacău, noi suntem în cele 10. Și nu știu care au fost criteriile, nici nu prea cred că trebuie să ne intereseze lucrul ăsta. Faptul că suntem în, în acest program... S-au făcut demersul din partea primăriei, domnul... Eu știu, dar voiam să vă auzi, eu cred că era bine, domnul primar. Dar acum fac lobby, domnul Costin. Nu fac niciun lobby. Nu fac, domnule. Îmi place, când faceți unul acela... Nu mă faceți crescut foarte puțin, păcat, că au fost vecini. Dar n-ar fi important. Am fost, bine a zis, bineți că ați recunoscut. Păi, după un timp tu ai plecat în cuveit, eu am... Dumneavoastră cu șaia? Unul în Irak, altul în cuveit, asta e, ne mai adunăm după un timp oarecare, nu înseamnă că dacă ne-am născut în comuna voastră trebuie să fim legați glii ca pe vremea lui Ceaușescu. Mai plecăm după... Probabil n-ai plecat în cuveit, că ți-era foarte bine aici. Ai plecat să poate la toată mai bine. Dacă știam că nu mă întorc, nu mă întorceam. Bărbarul corect, da. Băi, ai făcut o mare greșeală. Dar n-ai făcut. Hei, domnul, având în vedere că am dezbătut punctul de pe ordinea de zi, declar această ședință închisă. Vă doresc multă sănătate și o săptămână frumoasă. Adios.